Se pune la copt. Se scoate, ne spuneți taie... rețeta de, de... Deci cum ați spus că se numește? Chec la metru. Chec la metru. Care e rețeta de... Crema? Prima dată checul. Rețeta obișnuită. Da, să spun încă o dată, da? Da. 8 ouă, 2 cani de zahăr, 2 cani de făină, 11 linguri de ulei, 11 linguri de apă opărită și un praf de copt. Mai spun procedeul, da? Se bat albușurile cu o cană de zahăr, spumă, gălbenușurile se freacă cu o cană de zahăr, se adaugă 11 linguri de ulei, 11 linguri de apă opărită pe rând, câte una. După aia se amestecă prima compoziție cu a doua, albușul cu gălbenușul, un praf de copt dizolvat cu un pic de oțel sau cu geamă de lămâie și făină, cele două cani de făină. Se toarnă jumătate din compoziție într-o tavă de chec și cealaltă jumătate se amestecă cu două linguri de cacao. Și se pune și aceea în tava de copt, se coc. După așa... coastere, da, se face crema. Crema din jumătate de litru de lapte, un pachet de margarină, unt sau margarina, dar eu am folosit și o cutie de mascarpone. Mm-hmm. Și atunci este mai bună crema. Și 4 linguri de făină. 10, și 10 linguri de zahăr cu vârf. Mm-hmm. Se amestecă făina cu zahărul, se subțiază cu laptele și se fierbe pe baie de abur până când se îngroașă. Se dă la răcit, când încă este călduță, se adaugă untul sau margarina sau mascarpone. Eu îl frec cu mixerul și atunci iese ca o frișcă, ca o smântână. Și cele două checuri, trebuie să fie organizată, se taie cam de grosimea unui deget și se pune o felie cu cacao, cremă și o felie de celălalt. Când se taie pentru a fi servit, se taie pe diagonală. Poate fi și decorat. Se pune, așa e rețeta completă, se presoară nucă măcinată, peste care se face o glazură din 10 linguri de apă, 10 linguri de zahăr și un pic de margarina. Și se toarnă peste nuca aia. Și atunci vine îmbrăcat. Așa se, chiar așa se denumește îmbrăcarea. Și ăsta e checul nostru la metru. La metru.